Așa cum copiii învață să scrie și să citească, este foarte important ca încă din copilărie ei să-și formeze anumite deprinderi care le pot salva propria viață sau chiar pe acelor din jur. Elevii de clasa 1 și a 2 de la școala Ștefan cel Mare au primit vizita pompierilor de la ISU Telorman, de la care cei mici au aflat informații utile. Vom pune ușor mâna pe pompier, da? Și îl vom asculta. Timp de 10 secunde, da? Dacă nu simțim pe obraz respirații, că poate să fie inconștient, dar să respire. Și atunci știm ce să facem. Copiii au fost foarte atenți la explicații și au înțeles când și cum să acorde primul ajutor. Cum să salvezi viața unui om. Și ți-a plăcut activitatea de astăzi? Da, am aflat lucruri foarte grozave. Din activitatea asta de azi mi-a plăcut cel mai mult să aud cum să fac când sunt bolnav sau am ceva grav. M-am hotărât să desfășor această activitate în urma unei discuții pe care am avut-o cu elevii mei la o oră de dezvoltare personală, în care am abordat tema cum ne ajutăm unii pe alții. Ei atunci au început să povestească fiecare cum au intervenit în diferite situații în care colegi sau prieteni de-ai lor s-au rănit și de aceea am hotărât că ar fi bine ca ei să afle cât mai multe lucruri despre acordarea primului ajutor. Elevii au învățat cu acest prilej ce să facă în cazul unor urgențe medicale, ce trebuie spus dispecerului atunci când sună la numărul unic de urgență 112, ce se poate întâmpla atunci când nu știm să acordăm primul ajutor în mod corespunzător, care sunt cele mai eficiente metode de a ajuta o persoană care are căile respiratorii blocate și multe alte lucruri utile în caz de urgență.